Mădălina este ultima concurentă la Canto. Momentul pregătit de ea o să vă transpună într-o lume fascinantă, nu? Nu o să spunem mai mult, o să vedem în foarte scurt timp despre ce este vorba. Mai nou, copiii din ziua de azi, ei țin legătura nu prin poștă, prin ID-ul de Messenger. Da, așa este. Este adevărat, nu? Este. Pentru că ploaia steluțelor ți-a oferit șansa de a-ți face noi prieteni de aici, nu? Din concurs. Și cu cine ai rămas tu mai apropiată prin Messenger? Ia să vedem. Sunt prietenă cu toți copiii, cu unii mă cunosc de mai mult timp, vorbesc cu toți pe internet, avem ocazia doar la concursuri să ne întâlnim. Și sunt foarte bucuroasă pentru că nu ne întâlnim foarte des și atunci avem ocazia să ne jucăm. Știu că ai pregătit un moment special pentru această seară. Așa că îmi face plăcere să te invit spre Eduard, care te așteaptă cu câteva întrebări. Una caldă, una rece. Data trecută ai avut o piesă plină de energie. Acum ai una de corazon. Cum se numește? Această piesă este foarte frumoasă, este foarte sensibilă. Și se numește? Se numește Hurt. De ce tocmai Hurt? Deoarece acest gen de melodii mi se potrivește. Întotdeauna am cântat acest stil de cântece și de aceea voi interpreta această piesă. For everything I just couldn't do. Abia aștept să te aud cântând. Partea magică îți va îndeplini din nou visul de a deveni Christina Aguilera. Mult succes! Seems like it was yesterday when I saw your face. You told me how proud you were, but I walked away. If only I knew what I know today. Ooh, ooh. I will hold the wind in my arms. I will take the pain. Sometimes I just wanna hug, 'cause it's who I miss. And it's so hard to say goodbye when it comes to this. Ooh, yeah. Would you tell me I was wrong? Would you help me understand? Sorry for blaming you.
Ai o voce plăcută, puternică și caracterul este asemănător cu cel al Cristinei Aguilera. 10! Bravo! Primul 10 din această seară. Ce, pleci? Ne părăsești? Bravo! Bravo! Pentru tot show. Ai încercat să interpretezi această piesă, cât de sensibil ai putut tu? Ești extraordinară, draga mea! 10! Bravo! Gelu Voicu! Deci vreau să spun că ai zis foarte bine că a avut parte de un show extraordinar. Felicitări! Și vreau să spun că și show-ul a avut parte de o voce extraordinară. Exact. Pot să dau? 10. Bravo. Nu pot să spun decât că ai o sensibilitate aparte pe care ne-ai transmis-o și nouă. Și acum ar trebui să dau și nota. 10. Bravo. Că mă gândeam că 10 trebuie să-i dăm lui Cristina Aguilera, da. Pentru că ești o copie mai mică, hai să... 10! 10 pe linie!